Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sper că sunteți deja la prima cafea, evident, cu Europa FM. Important este să trezești liniștit, să fii cu minte, să vezi de treabă, să ai o zi fără mare. Să te culci la loc. Să te culci la loc. Dacă ai posibilitatea, asta este cea mai tare treabă. Ți-am zis că uneori, pe vremuri, mai lăsam ceasul să sune duminica dimineața, doar ca să-l închid. Că e dulce când te întorci pe partea cealaltă. Să mă întorc pe partea cealaltă, da. În Focșani, alertă la pompieri. Pompierii au venit în mare viteză la un bloc din oraș ca să elibereze de pe balcon o bunicuță. Hmm. Bunicuța fusese încuiată afară chiar de nepoțelul ei, în vârstă de 3 anișori. Ea, săraca, a încercat să-l convingă să deschidă ușa. Hai, mama, e deschide ușa. Hai, mama. Nu! Acesta a refuzat. Nu. 3 anișori. Pompierii s-au văzut nevoiți să intre în apartament pe geamul de la baie, la etajul 3, cu scară, cu alea, cu nu știu ce. După care s-au ocupat de salvarea lui Mam Mare. Vecinii au deschis ușa. Da, vecinii o anunțaseră pe mămica nepoțelului. Mămica a venit într-un suflet fuga-fuga, n-a reușit să descuie ușa de acces, era încuiată pe dinăuntru, a sunat la 112 și, cum spuneam, alarmare. Probabil că au coborât pe țeavă, dacă au țeavă, s-au deplasat imediat, anunță știrile Pro TV, 3 echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Focșani, cu o auto specială de intervenție și salvare de la înălțime, o auto specială de descarcerare și o ambulanță SMORD. Deci, spectacol mare, totul acolo. Și după aceea, operațiunea de salvare a decurs normal, au intrat, au descuiat, dar cel mai încântat de toată afacerea a fost ăla mic, nepoțelul. Iată ce zice purtătorul de cuvânt Alisu Vrancea. Surpriza a venit din partea copilului, care era foarte entuziasmat de acțiunea forțelor de intervenție. Când au pătruns în apartament, colegii noștri au fost întâmpinați cu bucurie și aplauze din partea micuțului. Mă, ăla micul s-a distrat. Dar știi că la finalul intervenției, acesta a ieșit pe balcon pentru a le face cu mâna salvatorilor. Normal. Promițându-ne însă că pe viitor va fi mai cu minte. Copilul. Băga mâna în foc. Și eu am închis-o pe mama e săraca, Dumnezeu să o ierte, pe balcon. Tot pe la 3 ani. Nu ți-a dat de mâncare sau ce? Era pe vremea lui Ceaușescu. Nu, din greșeală am închis-o. Așa. Că erau mânerele alea care se închideau foarte ușor, știi? De, erau sus și jos. Alea, da. De pe vremuri, la, cu zi, tâmplărie de lemn. De lemn, da. Și a ieșit mama aia pe balcon să ia ceva și eu nu știu cum, din greșeală, am închis-o. Și n-am mai reușit. S-a chinuit săraca cu mine să-mi explice cum să deschid, nu s-a putut. Păi și ce a făcut? Vezi că pe vremea aia nu era telefon mobil, nu era nimic. A stat săraca pe balcon vreo oră până a reușit să prindă o vecină, cumva. I-a dat numărul maică-mii de la serviciu. Aia s-a dus acasă, a sunat de pe fix. Până a venit mama, a durat vreo 3 ore toată operațiunea și asta era săraca bunica mea panicată că eu eram mic, spre foarte mic, și mă ținea de vorbă acolo la... Eu plângeam, mă speriasem că n-a... Să nu deschide frigiderul, știi? Atunci nu era cu tablete, cu astea, n-aveai ce să vă, nici televizor nu era, n-aveai de aceste. Uite, a fost cam plictisitor. Pompier, nu s-a ajuns. Nu s-a gândit, nu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.